Directorul Clubului Sportiv Universitatea din Suceava, Sorin Rață, și antrenorul Adi Chiruț au avut joi o întrevedere cu primarul Ion Lungu, în care li s-a comunicat că municipalitatea a virat în conturile echipei locale de handbal 100.000 de lei din bugetul pe anul în curs. Din acești bani urmează să fie achitate o parte din salariile restante către jucători, neplătiți tocmai din cursul lunii septembrie. O altă tranșă de bani, tot în valoare de 100.000 de lei, ar urma să ajungă la CSU Suceava la începutul săptămânii viitoare. Pentru a asigura finanțarea activității echipei locale de handbal în primele luni ale anului viitor, municipalitatea intenționează să semneze un contract de asociere cu CSU Suceava. Am ajuns în această situație pentru că nu am reușit să adunăm de la sponsor suma de 70.000 de lei, adică aportul clubului CSU Suceava la proiectul de finanțare. Din acest motiv nu am reușit să facem decontul la timp. Acum credem că odată cu discuția pe care am avut-o cu domnul primar Ion Lungu și cu asigurările pe care le-am primit din partea dumnealui, atmosfera de la echipă s-a mai detensionat. Luni vom începe să achităm din restanțele salariale către jucători, au precizat oficialii echipei locale de handbal. Din cauza incertitudinilor care au planat asupra viitorului echipei CSU Suceava, jucătorii au refuzat să se antreneze miercuri seară.